G2A, jocuri ieftine. Ați fost vreodată la ski ca să, știți voi, să schiați și apoi să vă așezați pe scaunul ăla care vă duce înapoi sus pe deal ca să schiați din nou? Habar n-am fost în viața mea la ski, așa că nu știu cum funcționează lucrurile astea, dar aparent asta vom face astăzi. Nu vom schia, ne vom ocupa ca oamenii care schiază să nu sufere niște accidente foarte mortale, foarte fatale, care să-i omoare, deci practic lucrurile o să iau o întorsătură foarte, foarte groaznică la un moment dat, pentru că eu trebuie să mă ocup de siguranța lor, așa că nu uita să lași un deb acestui video și prin deb vreau să zic like și G2A în descriere, desigur. Bun, ia să vedem, tutorial, nu am nevoie de tutorial, dispar de... Oh, facecam-ul meu acoperă ceva foarte important, stai așa. Perfect, YouTuber profesional. Deci fii antenă, ce trebuie să facem, da? Trebuie să creăm un sistem de la cu fir ca oamenii să ajungă în vârful dealului și să schieze din nou, pentru că vezi tu, ei sunt leneși și ei nu vor să se urce pe deal cu zăpadă. No, 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 eu mai vrem un scaun automat, uite-te la noi. Ok, bun. Da, ia să vedem. Dacă strângem un infinit de like-uri acestui video, la acest video voiam să zic... O să mai facem episoade cu jocul ăsta. Bun, deci ia să vedem, putem să construim ceva, da, putem să construim, uite, așa și probabil așa. Ah, firar, asta nu ajunge, ok, o să facem așa. Perfect. Perfect, da, e cel mai rigid sistem pe care l-am creat. Și acum trebuie să punem, uite aici, o de asta și o de asta. Și trebuie să punem... firul ăsta, uite, să vină, stai, cum vrem să vină? Vrem să vină... vrem să vină, uite, așa. Oh, da, perfect, gameplay, fii antenă, dude. O să fie cea mai șmecheră chestie pe care a văzut-o orice schior, fii antenă, da? Îl dă peste cap acolo odată. Ah! Am văzut niște sânge, ok, deci nu, am înțeles, aici e, da, avem nevoie de mai multă susținere. Am pus o roată din greșeală, stop! Dispar de acolo, dude, stop! Cum șterg ceva? Oh, am undo. Ok. Punem lemn aici. Și un alt lemn... Gata, gameplay, fii antenă. De data asta o să funcționeze și nu o să se mai... Uh-oh. Ceva nu e conectat acum. Firar să fie, deci știam eu că o să fie un joc super greu, super extrem de greu, de fapt. Ia să ștergem asta. Nu, deci acolo nu e ok. Nu e ok. Ce-ar fi să... Oh, hai să mutăm asta, uite, mai așa, ca să nu mai fie atât de abrupt. Ce-i zice de treaba asta? Și ăsta... Uia. Cred că asta o să fie ok. Ok, ia să dăm acum. Acum, 100% va funcționa și ăsta nu se va mai izbi de... Ok, s-a lovit puțin acolo, dar... Ține-te bine, nenorocitul! Ce nenorocit, de ce nu s-a ținut bine, știi ce? Cred că am o idee, stai așa, firul ăsta putem să, așa. Vreau să-l pun, uite, așa și așa, și așa. Asta o să funcționeze 100%, 100 în mie funcționează. Problema ar fi că ăsta trebuie să fie un pic mai sus și ăsta și... Firar. Și ăsta aș vrea să-l conectez cumva. O, cred că așa, perfect, 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 nice, fii antenă. Dacă de data asta nu funcționează, eu mă pensionez. Ignoră sângele ăla, puștule, apropo. A funcționat! Cine are un infinit IQ? Eu, desigur. Următorul nivel. Nu mi-a luat decât foarte mult timp. E timpul să construim niște turnuri foarte puternice pentru... așa, bun, turnuri zici. Ia să vedem cum facem chestia asta. Așa, you can build... Ok. Ce vrei să fac? Vrei să fac așa și gen... Bă, știu! Dispar de aici cu tutorialul ăsta pentru fraier. Ce ți se pare că eu nu sunt profesional la orice înseamnă tutoriale? Fii antenă. Pleacă de aici. Pleacă! Așa. Eu, un gamer profesional, nu va avea probleme de genul ăsta. Și vom mai face, uite așa, și uite așa pentru stabilitate. Și cred că asta e tot. Cred că asta e. Putem să-i dăm play, nu-i așa? Și uite, cele mai stabile turnuri existente vreodată. Bă, în toată România nu vezi un turn mai stabil decât ce am făcut eu acolo, așa din două bețe. Și de ce? Te-ai teleportat cumva, te raportezi la poliție.
Dude, stop! De unde ai tu portale? Ce viață este asta? Ok, trebuie să reparăm chestia asta. Da, foarte simplu, foarte simplu. Fii antenă, fii antenă. Deci începem cu niște lemn și punem, uite așa, uite așa, uite așa, uite așa, și uite așa, și uite așa, și uite așa, și uite așa. Cel mai stabil lucru existent vreodată va fi ăsta. Oh, nu, stai să te lăsăm, uite așa și așa. Și aș zice așa. Și hai să tragem firul. Ah, stai, nu, trebuie să punem roțile aici. Uite, punem o roată aici, una aici. Și cred că am putea să tragem asta un pic mai așa, pe tine un pic mai așa. Așa, fie antenă. Și pe tine un pic mai așa. Acum hai să tragem firul, uite așa. Și firul ăla n-ajunge la roata aia, nu știu dacă. Ok, cred că așa e bine, așa e bine. Bun. Play, ia să vedem. Cel mai sigur. Ok, ceva se balansează acolo, dar aia de acolo e doar pentru efectul comedic, mă înțelegi? Hei, nu atinge copacul, ok? Copacul este protejat de natură. Uite, asta, nu știu ce logică are asta. Succes, următorul nivel, desigur, frate. Mă pricep la jocul ăsta. Salut, sunt Kerry. Dispar de aici, Kerry, nu am nevoie de ajutor. Uite, ce se întâmplă? Oh, acum este al... Ți-ai spart capul. Este altceva acum și... Oh, trebuie să-l conduc pe ăla care schiază. Control ca să crouch și jump și AD to... Oh, ok, ok, fii antenă, fii antenă. Așa, și acum sari! Ok, ai fost cel mai mare autist pentru 3 secunde și a contat atât de mult. Păi, ce s-a... Fii rar. Ok, stai. Oh, ce-ar fi să nu sar când... Oh, asta ar fi o idee. Și acum sar! Yes! A gameplay, gameplay! Și acum fii antenă! Woo! Copac stupid! Nu trebuia să fie acolo un copac, ok? Și fii antenă, fii antenă! Acum ne luăm viteza aici și... Sorry! Gameplay! Desigur, puteam să fac și un flip de la aer, dar vezi tu... Jocul ăsta are lag și buguri și nu pot, ok? Trebuie să construim un pod... Ca schiorul să, așa, să ajungă până la linia de finish. Ce mă interesează pe mine de schior. Hai, dispari cu tutorialul tău stupid de aici. Pod, zici, ha? Ok, ăla nu e un pod bun. Ok, bun, stai, nu. Stai. Wait, cum? Aha, uite așa. Ok, și trebuie să punem niște piloni de susținere care să fie conectați... La petre, pentru că petrele... Ok, asta nu e bine, stai așa. Și punem, uite așa, perfect. Iar ăsta trebuie conectat acolo. Ia să vedem dacă ține. Ține? A, ține, bă, nu e problema. Adică eu sunt mai... ce spuneam? Delete, așa, bun. Eu sunt ce sunt și știu ce sunt, iar în zilele în care sunt, exist și sunt foarte fericit. De ce nu pot să prind asta de... Dude, nu pot să văd, dar... uite, acum pot să văd, mă, ok. Acum rezistă, deci ăsta este cel mai rezistent pod pe care l-a văzut. Hei! E de unică folosință, ok? Așa e designul. Designul este făcut să fie de unică folosință. Bun... Fundații solide, zici, ha? Foarte simplu, foarte simplu, ok. Nu am nevoie de tutorial, am nevoie de... Oh, am nevoie de, uite așa, deci mă punem în cineva. Una și două și trei. Și fii antenă, punem așa lemne, da? Deci lemne, punem jap, jap și jap. Iar acum conectarea, interconectarea lemnelor trebuie să fie foarte minuțiozitoasă. Pentru că, vezi tu, conectarea lemnelor nu este pentru copii, da? Lemnele trebuie să... Ok, și punem așa. Firar, de ce? Firar să fie. Stop, dude! Asta... Cum pot să șterg asta fără să... Ok, voi face altceva atunci. Așa, și voi aduce lemnul fix aici. Ok, și gen... Perfect! Ok, cea mai stabilă chestie existentă vreodată. Acum vom pune o roată și două roți. Și tragem firul să vină
pe deasupra și roata asta merge un pic mai sus. Perfect, bun. Play. Fii antena aici. Deci, ai putea să spui că deja pot să mă angajez ca mare inginer constructor la pârtia de la Sinaia, pentru că, să fim serioși, ăia au nevoie de ajutorul meu acolo. Numai eu pot să fac chestii atât de complicate, atât de simplu. Despre ce vorbesc? Habar n-am. Bun. Nu mă interesează. Ce-i prostia asta? Obiective. Oh, am obiective! Trebuie să duc un schior până la linia de finish. Trebuie să fie o construcție sigură. Să cheltuim sub $2000 și să colectăm o medalie. Am înțeles. Bun, deci avem câteva de la și trebuie să le ducem la bun sfârșit. Deci, fii antenă, vom începe prin a face ceva de genul ăsta și așa. După care, pac, pac, pac. Și o să fiu sincer cu voi, cred că asta s-ar putea să fie cât de cât suficient. Dar, Ia să vedem. Punem roata aici. Tragem firul ăsta. Așa. Oh, trebuie să fie mai sus ăsta. Nu e bine, stai. Cum pot să șterg, mă, prostia asta? Doar asta. Măi, dacă dau... Aha. Așa se șterge. Bun. Hai să ștergem și astea două. Nu, ne trebuie un sistem mai bun aici. Ne trebuie un sistem demn de chestii. Firar, costă prea mult. Nu, stai. Așa, și asta nu ajunge. Stai. Firar. Știi ce? Atunci facem altfel. Facem, uite, așa. Pe bune că... Păi, ăsta e conectat acolo, stai așa. Nu este conectat. Stop. Abandonează misiunea. Nu. Ok. Aha, cred că asta o să fie ok. Și acum trebuie să facem, uite, așa și gen asta le conectăm. Iar roata va trebui să vină aici, astfel încât firul ăsta stupid să vină cât mai sus. Ca schiorul meu să ia medalia. Da. Ok, bun. Și cred că ăsta e un design destul de sigur, așa că hai să-i dăm play și să vedem ce se întâmplă. Deci fii antenă, se urcă. Hai bă, că era la un centilitru distanță, cum adică? Pe bune că trebuie și mai sus prostia asta? Ok, vreau să șterg asta. Și astea două, delete, ok. Să mă rog, numai una din ele. Vreau să fac, uite așa. Și uite așa. Așa. Și gen, astea două trebuie conectate. Asta trebuie să aibă roată. Firul trebuie tras pe roțile astea. Așa. Perfect. Oh, și știi ce? Ăsta ar putea să vină pe dedesubt. A, nu e bine dacă vine pe dedesubt. Nu e bine. Să sperăm că asta o să funcționeze. Dar mai avem nevoie de niște lemne. Uite aici, zic eu. N-am vrut să fac asta. În felul ăsta mă gândeam, știi? Aha. Ok, ia să vedem. Rezistă, mă? Eu zic că ar trebui să reziste. Am zis prost. Ok, e prea multă presiune pe lemnul ăsta, zici, ha? Prea multă presiune pe lemnul ăla, zici, ha? Firar, stai așa. Nu. Uite, asta mă enervează, că nu pot să... Așa, și acum așa. Ok. Acum s-ar putea să nu mai fie prea multă presiune pe lemnul ăla și să nu se mai rupă. Desigur. Și ai luat medalia? În sfârșit! Nu mi-a luat decât 10 milenii să-l fac pe tâmpitul ăla să iau o medalie foarte stupidă. Bun. Deci, vom pune totuși capăt acestui minunat episod aici. Dacă vă place joculețul ăsta, nu uitați să lăsați un like, să-mi ziceți dacă mai vreți. Pentru că viața mea e tristă și în fiecare zi am nevoie de idei și ideile nu cresc în copaci, ok? Este greu să vii cu un joc interesant. Pa!